celui fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, îi uimea pe învățătorii săi, pe învățătorii din templu, cu învățătura sa, cea mai presus de cuprindere. Cu bucurie în suflet, în această splendidă zi de septembrie, în cea mai frumoasă piață, nu doar a Sibiului, ci și a țării, vă spun bine ați venit la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, bine ați venit în frumosul burg sibian. Mă adresez în primul rând studenților de anul întâi, care pășesc pentru prima dată în universitatea noastră și primim cu brațele deschise în comunitatea academică. Urez bun venit tuturor studenților prezent aici, in situ, dar și celor care ne urmăresc online. Le spun bine ați venit părinților și deopotrivă colegilor mei și oficialităților locale, partenerilor noștri economici, fără de care orașul, județul nostru, comunitatea noastră ar fi doar o iluzie. Sistemul educațional militar românesc se află într-un amplu proces de modernizare, de compatibilizare cu sistemul educațional euroatlantic, astfel încât resursa umană generată să fie performantă conform nevoilor operaționale actuale. Și când spun acest lucru, vreau să înțelegeți că totul se schimbă. Și atunci această transformare provoacă universitatea noastră, o universitate tânără în mediul militar românesc. Academia a încheiat majoritatea proiectelor inițiate în anii anteriori. Cadeții noștri dispun acum de săli, de seminarii, laboratoare, amfiteatre, spații de cazare, terenuri de instrucție moderne, adaptate la cerințele mediului operațional întrunit, cu tehnologie de vârf și capacitate de implementare a învățământului la distanță. Fie că sunteți prima dată pe băncile facultății, fie că vă continuați studiile, fiecare an nou începe cu noi provocări și trebuie să vă motiveze în tot ceea ce faceți. Nu numai cu gândul la examene, ci și cu imaginea realistă la ceea ce vă așteaptă după ce veți absolvi. Cred că știți foarte bine exigențele pieții muncii și de aceea nu voi vorbi cât de important este ca să vă pregătiți. Vreau să vă vorbesc, în schimb, despre o altă latură a anilor studenției, și anume ocazia care o aveți să vă implicați în comunitatea sibiană, nu doar din spirit civic sau pentru că așa se poartă, ci din dorința de a câștiga o experiență utilă pentru viitoarea voastră carieră. Primăria Sibiu s-a deschis tot mai mult către mediul academic. În acest sens, am semnat anul acesta un acord de colaborare cu Universitatea Lucian Blaga, concentrat mai ales pe inovare și cercetare. Astăzi, dragi studenți, este o zi importantă pentru voi. Pentru Boboci, este ziua în care încep să scriu un capitol nou în cartea vieții lor. Studenția cu tot ce ține de ea. Cu studiu, dar și cu petreceri, cu bucurii, dar și cu dezamăgiri pe alocuri. Pentru studenții din anii 2, 3 sau 4, este ziua în care fila studenției în cartea vieții continuă să se scrie cu noi oportunități și cu noi provocări. Vă doresc din suflet ca ceea ce veți scrie în acest capitol să poată fi temelie solidă pentru capitolele următoare. Iar peste an și an, când veți răsfoi cartea voastră, să zâmbiți și să vă încolțească în suflet bucuria, sentimentul de împlinire și satisfacția pentru lucrurile temeinic făcute. Celor care contribuiți la împlinirea acestor deziderate, cuvinte de apreciere și respect pentru întreaga activitate pe care o desfășurați și pentru dăruirea de care dați dovadă zi de zi. Închei aceste gânduri și vă doresc din suflet sănătate, realizări profesionale notabile și un an universitar încununat de succese. Doresc să mulțumesc celor două universități, celor doi rectori, domnului Sorin Radu și domnului Ghiță Bârsan, pentru foarte bună colaborare care am avut-o în decursul timpului și sperăm că aceasta să fie și mai bună de acum înainte.
Domnului Dumnezeu.